Bună ziua, dragi prieteni! Acesta este primul set de videoclipuri științifice populare care au fost create de o singură persoană în 33 de limbi. Îmi fac toate videoclipurile folosind numai traducători automati, fără niciun ajutor din partea altor persoane. În viitor, vă voi explica metoda mea de a învăța limbi străine. Dar acum voi vorbi despre un mister străvechi fascinant. De unde provin copacii? Oamenii au pus această întrebare simplă cu mii de ani în urmă. Dar răspunsul la acest mister veche este surprinzător și astăzi. Primul răspuns evident pare să fie foarte simplu. Copacii cresc din semințe. Dacă vrei să crești un stejar, luați o ghindă, puneți-o în pământ și obțineți un copac. Dar asta nu este suficient. Dintr-o ghindă minusculă, care cântărește câteva grame, crește un stejar uriaș care poate cânta mai mult de 10 tone. Deci, de unde vine toată masa? Cel de-al doilea răspuns este de asemenea simplu, probabil din pământ. Copacul nu se poate plimba în jurul să caute mâncare. El poate obține masa lui numai din solul sub el însuși, nu? De fapt, nu. Apa, bineînțeles, în mare parte vine de la pământ prin rădăcini. Dar cum rămâne cu structura copacului în sine? Cum rămâne cu cea mai mare parte din masa uscată a lemnului său? Chiar și cu mii de ani în urmă, vechii greci și romani au înțeles că dacă un copac în creștere pur și simplu ar trage solul în jurul rădăcinilor sale în sus, atunci în cele din urmă o groapă uriașă ar apărea sub acel copac. Când stați sub un copac, uitați-vă la toată structura masivă de deasupra capului și imaginați-vă că totul a venit de la sol sub picioarele voastre. Asta ar trebui să lasă o groapă de câțiva metri cubi în volum. Și totuși pământul rămâne plat, în timp ce din ghinda pe care îl puneți în sol, un copac continuă să crească și să crească. Se pare că masa de stejar în creștere a apărut de nicăieri, a apărut de aerul și, da, acesta este tocmai răspunsul uimitor la ghicitoarea. Copaci primesc componenta principală a structurilor din aer. Deci, cum se întâmplă acest lucru? Printr-un proces numit fotosinteza. Corpurile tuturor ființelor vii de pe pământ sunt construite din molecule lungi, proteine, carbohidrați, acizi nucleici, grăsimi și alte tipuri. Toți acești sunt pur și simplu lanțuri lungi de atomi de carbon cu atomi atașați sau inserați de oxigen, azot, hidrogen, fosfor și alte elemente. Dar de unde puteți obține carbonul pentru a le face? Din atmosfera noastră, din molecule de dioxid de carbon. Plantele, algele și cianobacteriile captează molecule de dioxid de carbon din aer, rup oxigenul, îl dau înapoi în atmosferă astfel încât să îl putem respira și folosesc atomi de carbon pentru a obține molecule lungi. De exemplu, glucoză, care este utilizată pentru a face celuloză, principală componentă a lemnului. Nu este uimitor? Apa este un lichid, dioxidul de carbon este un gaz, sunt slabe și efemere. Dar când sunt combinate în structuri complexe, ele pot deveni copaci puternici. Iar apa pe care copacii o primesc din sol vine tot din aer sub formă de vapori de apă, care se condensează și cade pe pământ sub formă de ploaie. Iar azotul care este necesar pentru a face molecule de proteine este preluat și din aer de bacteriile care trăiesc lângă rădăcinile copacilor, într-un proces numit fixare a azotului. Când un copac crește, aerul din jurul său se transformă în copac. Când copacul arde sau se descompune, cea mai mare parte a masei se întoarce înapoi în aer. Și același lucru este valabil pentru toate plantele. Și noi, oameni și animale, mâncăm plante și construim noștri corpuri, astfel încât structura corpurilor noastre este de asemenea construită în ultima instanță din aer. Uită-te la cerul albastru și norii albi într-o zi însorită și imaginează-ți că din asta este făcut în mare parte corpul tău. Moleculele tale structurale sunt create din aer pe care îl vezi ca cerul albastru. Apa vine din nori, iar lumina soarelui furnizează energie. Pe de altă parte, când stăm într-un cimitir vechi unde cresc mulți copaci, ne putem gândi că trupurile decedaților sunt sub pământ. Dar greșim.
fosfatul de calciu, materialul anorganic care ne face oasele dure și puternice, rămâne cu adevărat acolo. Dar alte structuri complexe, de la țesuturi până la molecule, se destramă și sunt reabsorbite de plantele pe care le vedem în jurul nostru. Trupurile morților dintr-un cimitir nu sunt în pământ sub picioarele noastre. Nu, ele au devenit ramuri și frunze pe cer deasupra capetelor noastre. Într-un roman renumit al lui Stanislav Lem, există o planetă numită Solaris, locuită de un ocean inteligent. Oamenii de știință care trăiesc într-o stație spațială și studiază planeta primesc vizitatori ciudați care arată ca niște oameni cunoscuți de pe Pământ. Oceanul Solaris poate genera acei vizitatori numai pe baza informațiilor pe care le colectează din creierul oamenilor. Aceasta, desigur, este science fiction, dar există o planetă reală care este acoperită de un ocean care poate genera structuri complexe și le dizolvă înapoi. Și planeta aceea este Pământul. Oceanul este atmosfera, informația este ADN-ul nostru, iar structurile sunt noi toți, ființele vii de pe Pământ. Carbonul de pe planeta noastră circulă între două stări. Moleculele simple de dioxid de carbon, dizolvate în atmosferă, și moleculele complexe organice în corpul nostru. Și acest proces se desfășoară neîntrerupt. Chiar și acum, când vorbesc cu voi toți, eu expir dioxidul de carbon care provine din oxidarea lanțurilor de carbon pe care le-am primit de la alimente și care au fost create de unele plante cu luni sau ani în urmă. Unii atomii de carbon pe care eu îi expir acum erau de fapt parte din corpul meu. Proteinele structurale se descompun din diverse motive și sunt consumate ca combustibil de celulele mele, creând dioxid de carbon. Cu fiecare cuvânt și fiecare respirație, eu completez ciclul despre care vorbesc în acest film și dau o parte din mine înapoi în atmosferă. Eclesiastul a spus că corpurile noastre au venit din țărână și se vor întoarce în țărână. Dar noi putem spune că corpurile noastre au venit din aer și se întorc în aer, cu fiecare respirație pe care o luăm.